Controlele polițiștilor vizează respectarea vitezei legale, a regulilor privind prioritatea în trafic, dar și depistarea șoferilor care se urcă la volan după ce consumă alcool. 1.580 de amenzi au fost aplicate și s-au constatat 19 infracțiuni. În perioada 2-12 august, anul curent, polițiștii mehedințeni, în cadrul acțiunii Blocada Sud, au aplicat un număr de 1.580 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 800.000 de lei, au retras în vederea suspendării 72 de permise de conducere, au retras 35 certificate de matriculare și au constatat un număr de 19 infracțiuni. Pe toată această perioadă, polițiștii mehedințeni acționează cu precădere pentru a diminua factorii generatori de accidente și anume conducerea sub influența băuturilor alcoolice, depășirea limitei legale de viteză, dar și acordarea prioritate pietonilor și autovehiculelor. Pe această perioadă se acționează cu 12 echipamente radar pe raza județului. Acțiunea Blocada Sud continuă. 12 autoturisme de poliție dotate cu aparatură radar vor supraveghea traficul rutier desfășurat pe șoselele din județul Mehedinți.